Mulțumim Domnului pentru această nouă ocazie de a fi împreună și în această seară. Din nou putem să ne bucurăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Sperăm ca și în această seară studiul nostru să fie o binecuvântare, noi unul pentru altul să fim o binecuvântare, fiecare să ne aducem aportul nostru, atât cât putem fiecare să ne putem zidi împreună, să putem să ne încurajăm, să putem să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, așa cum spune apostolul. Cu ajutorul Domnului și cu al vostru aș dori să începem adunarea noastră din această seară cu cântarea 93. Iar după cântare, dacă fratele Iosif Bordea ne poate conduce în rugăciune, că am văzut că a intrat și este cu noi. Frate Iosif, dacă ne poți conduce în rugăciune. Cu ajutorul Domnului, da. Bine, mulțumesc, frate Iosif. Deci, cântarea 93 și cu rugăciunea fratelui Bordea Iosif și cu ajutorul tatălui vom începe adunarea noastră din această seară. Thank you.
Da, fratele Iosif, pentru că rugăciune. Să ne plecăm în rugăciune. Tatăl nostru ceresc, sfințească-se numele Tău, voia Ta să se facă pe pământ ca și în cer. În numele și meritul Domnului Iisus, Fiul Tău prea iubit, avocatul nostru prezent, Te rugăm frumos să fii cu noi și în această seară, să ne ajuți și să ne binecuvântezi cu înțelepciune de sus, să putem primi, înțelege și să avem acel mod de a cuprinde adevărul Tău în mintea și inima noastră, să fim atenți la studiul din seara aceasta, ca să fim pregătiți cu inima și cu mintea, ca să fie o pregătire pentru noi ca membri și pietre vii în templul Tău cel Sfânt și apoi să ne ajuți să îndeplinim scopul pe care Tu îl dorești pentru fiecare din copiii Tăi. Binecuvântează și în drum fratele care servește și conduce acest studiu de seară și adunarea aceasta, ca toți să primim acea învățătură și cunoaștere și tărie și să-i binecuvântez pe toți cei prezenți, ca toți să-ți aducem închinarea, cinstea și lauda în veci. Amin. Amin. Mulțumim, frate Iosif, pentru serviciul tău. Mulțumim încă o dată Domnului pentru acest privilegiu pe care îl avem ca și în această seară să putem să fim împreună chiar prin acest intermediu al internetului. Sperăm că și în această seară acest studiu să fie unul benefic pentru noi toți, din care fiecare să putem lua acele lucruri care sunt de folos și sunt necesare pentru zidirea noastră, pentru încurajarea noastră, pentru tot ceea ce, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că tot cuvântul lui Dumnezeu este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte ca omul lui Dumnezeu să dea înțelepciune și așa mai departe, ca omul lui Dumnezeu să fie gata pentru orice lucrare bună. Având în vedere că vreau să anunț ceva în legătură cu studiul nostru, având în vedere că urmează niște paragrafe foarte lungi care tratează deja întrebările sau punctele peste care noi am trecut și se revine asupra lor, duminică în adunare am hotărât ca să trecem peste aceste pasaje, că dacă vă veți uita, se reia întrebarea 7, 19, 17, 23 și tot așa, lucruri peste care noi deja le-am parcurs. Dacă cineva mai dorește să le reia încă o dată, să vadă noi gânduri sau aspecte care sunt tratate aici, poate să o facă, dar având în vedere faptul că se tratează aceleași subiecte peste care noi cred că deja am zăbovit destul, hotărârea adunării a fost ca să trecem peste ele și vom merge la pagina 45, la următorul capitol, cum ar fi smerenia și blândețea. Deci, pentru cei care doresc să urmărească, vă rog să deschideți dezvoltarea caracterului la pagina 45. Smerenia și blândețea este titlul mare al studiului pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încerca să îl parcurgem de acum înainte, atâta timp cât Tatăl va permite și noi vom avea dispoziție să învățăm din cuvântul Său. Deci, pagina 45, repet încă o dată, din dezvoltarea caracterului. Ce importanță acordă Dumnezeu acestor haruri ale caracterului? Vă reamintesc, titlul era smerenia și blândețea, deci aceste două lucruri le studiem. Ce importanță acordă Dumnezeu acestor haruri ale caracterului?
1 Petru 5, 5 și 6. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, unii față de alții, să fiți împodobiți cu smerenie, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă deci sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la timpul potrivit El să vă înalțe. 1 Petru 3 cu 4. Ci omul ascuns al inimii, în frumusețea nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Psalmul 147 cu 6. Domnul sprijină pe cei blânzi și coboară până la pământ pe cei răi. Psalmul 149 cu 4. Căci Domnul își găsește plăcere în poporul său și va împodobi cu mântuire pe cei blânzi. Dumnezeu, în mod evident, pune un premiu pentru smerenie în fața tuturor celor chemați să devină membri ai noii creații. Apostolul arată aceasta spunând: smeriți-vă de sub mâna cea tare a lui Dumnezeu pentru ca la timpul potrivit El să vă înalțe. 1 Petru 5 cu 6. Pavel le indică spre model Iisus, spre model Iisus Hristos, cum s-a smerit și s-a lipsit de un nume bun, căutând o natură mai joasă și suferind moartea, chiar moartea de cruce, etc. Ascultare și smerenie datorită cărora Dumnezeu l-a înălțat foarte sus. Apoi Petru punctează învățătura spunând: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. 1 Petru 5 cu 5. Vedeți chemarea voastră, fraților, cum nu mulți mari, înțelepți sau învățați sunt chemați, ci în principal cei săraci din această lume, bogați în credință. Odată cu premiul pe care Dumnezeu îl pune pentru smerenie, este și un premiu pe care îl pune pentru credință. El îi vrea ca noi creații pe aceia care au învățat să se încreadă în El necondiționat, care acceptă că harul său le este de ajuns și că prin puterea dată de el obțin odată cu înălțarea biruința la care el îi cheamă. Ce le trebuie acestora? Ce ne trebuie nouă și întregii lumi este mintea sănătoasă, dar timpul pentru vindecarea generală a bolilor mentale și fizice, a unei lumi întregi prin marele medic, este veacul milenar, când acesta va fi introdus pe deplin. Dar veacul acela nu poate fi introdus și ajutorul și binecuvântarea lui nu pot veni până la timpul cuvenit. Între timp însă, Biserica Evanghelică, chemată, obține prin Domnul ei și prin cuvântul său, Spiritul său sfânt, Spiritul minții sale, care este același cu mintea sau Spiritul Tatălui. Și în măsura în care fiecare membru își folosește privilegiile sale în această privință, el va fi ajutat să treacă prin necazurile naturale, mentale și fizice care ne asaltează ca și pe restul omenirii. Cuvântul Domnului prin apostol ne îndrumă astfel: eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine gânduri înalte, mai presus de ceea ce se potrivește, ci să aibă gânduri cumpătate despre sine, nu potrivit cărnii, ci potrivit noii sale naturi, zice în paranteză, potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Romani 12 cu 3. Pentru mulți este o lucrare de o viață să-și cucerească prea înalta lor apreciere de sine și să obțină spiritul unei minți sănătoase în privința talentelor proprii, dar în această muncă de corectare a mândriei lor sunt ajutați de cuvintele învățătorului care spune: ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Sunt ajutați și de cuvintele apostolului care declară că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har sau favoare celor smeriți. Smeriți-vă, deci, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la timpul potrivit El să vă înalțe. Matei 5 cu 5, Iacov 4 cu 6, 1 Petru 5, 5 și 6. Și prea iubiților, multe lovituri și multă lustruire trebuie să suportăm, multă transformare trebuie să suferim, multă conformare după exemplul Lui, sub conducerea Marelui Maestru Constructor.
și pentru a se manifesta în noi abilitatea și caracterul ideal al constructorului, va trebui să căutăm a nu avea deloc propria voință îndărătnică, voință care să se opună sau să împiedice realizarea voinței lui în noi. Trebuie să fim foarte asemănător copiilor și umiliți. Împodobiți cu smerenie, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. De aceea să ne smerim sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru că la timpul potrivit El să ne înalțe. 1 Petru 5, 5 și 6. Cum l-a înălțat pe capul și înainte mergătorul nostru. Filipeni 2, 8 și 9. Mă voi opri aici cu citatele și vom încerca să vedem ce înțelegem noi. În primul rând, avem deci acest titlu, Smerenia și Blândețea. În primul rând, ce este smerenia? Cum am defini noi smerenia? Și apoi să vedem, ne gândim între timp, cum am defini blândețea, ce înseamnă aceste două lucruri. Dar în primul rând, smerenia. Cum am defini noi smerenia? Ce înseamnă smerenie? Așa, cam, na, cred că fiecare ar trebui să ne dăm seama cam ce înseamnă smerenie. Pentru că foarte mult discutăm că trebuie să fim smeriți, să învățăm lecția smereniei, trebuie să fim blânzi, să învățăm lecția blândeței și așa mai departe. Ce înseamnă sau cum am catalogat noi smerenia? Cum am defini-o? Da, frate Nicolae Zoica, te rog. Mulțumesc, frate, domnul spația domnului la toți frate. Sigur că vor fi și alte răspunsuri. Nu cel care vreau eu să-l dau acum, cred că e răspunsul cel mai bun. Dar, așa cum înțeleg eu, smerenia înseamnă a nu avea despre tine o părere bună. Sau prea bună, ar vrea să zic. Aceasta este calitatea smereniei. Deci să nu avem despre noi o părere foarte bună. Și chiar ar trebui să avem o părere mai puțin bună. Să avem credință în Dumnezeu și nu în capacitatea noastră. Mulțumesc. Da, mulțumim. Da. Altcineva, dacă are aici un gând referitor la acest subiect, smerenie, adică subiect, în acest cuvânt, ce înseamnă smerenia? Cum am. Noi îi zicem, trebuie să fim oameni smeriți. Ce înseamnă smerenie? În primul rând, cred că suntem datori sau trebuie să tindem să înțelegem ce înseamnă acest cuvânt, în cazul nostru, smerenie. Da, pagina 45, întreabă sora Maria pe chat. De la ce pagină? Pagina 45, smerenia și blândețea. Da, scuze, frate Ioan Coțan, te ascultăm. Da, mulțumesc, aceeași părere. Adică înseamnă a nu avea o părere mai înaltă despre tine decât ceea ce ești. Să ne recunoaștem că suntem imperfecți, cum suntem noi prin cădere, dar sigur nu trebuie să mergem la extremă, să ne vedem nici prea mai mult decât suntem, dar nici prea puțin. Cam așa am învățat din studii atât. Da, mulțumim. Da. Altcineva, dacă mai dorește să. Da, sora Năstafă, te rog. Și la blândețe se poate răspunde. Și la blândețe. Mă gândesc că zilnic, zilnic avem posibilitatea să ne analizăm. Și unde e analiza? Din Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales modelul, Mântuitorul. Și atunci ți-e mai mare rușinea să te mai simți că ești cineva și să te dai importanță sau talentat sau ce știu eu cum. A privi cumva mereu, mereu la modelul nostru, la Cuvântul lui Dumnezeu și a nu fi încăpățânați. Blândețe înseamnă a nu-ți trata drepturile cu prea mare asprime. Sigur, subliniez anumite lucruri, dar nu ești îndârjit ca să produci probleme. Deci, Tatăl să ne ajute să lucrăm la caracterul nostru întotdeauna. Mulțumesc!
Da, mulțumim. Mulțumim, sora Anastasia. Da, frate Nicolae? Mă gândesc cum a zis fratele Costan să nu cădem în cealaltă extremă. Adică să nu ne simțim bun de nimic. Iar nu-i bine. E prea... Nu mai avem nicio putere, nicio curaj. Dar cred că sfatul Apostolului Pavel e foarte bun, din Roman 12 și versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă, aici fratele Costan a amintit foarte corect, nu că să nu avem nicio părere bună despre noi, dar nu mai înaltă decât se cuvine. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Nicolae. Da, deci iată etalonul, cred că ar trebui stabilit care este etalonul după care noi să ne gândim la a nu avea o părere mai înaltă decât se cuvine. Și atunci vedem, cred că foarte frumos au amintit frații, nici să nu ne coborâm foarte tare. Ăsta e, cred că, un pericol și ăsta, dar nu e așa de frecvent, să zic, ca și celălalt pericol de a ne înălța mai mult decât se cuvine. De aceea, cred că este bine a avea ambele lucruri în minte când vorbim despre smerenie. Da? Sora Maria Sandu, te ascultăm. Mulțumesc frumos, frate Dan. Eu am să mai completez cu un verset din Coloseni 3. Versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, aleși, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Da? Da, mulțumim, sora Maria, pentru acest citat care, iată, ne îndeamnă ce să faci. Da. Da, spune dacă ai mai pus. Da, da, mulțumim. Deci, da, foarte, foarte bun acest text care, iată, ne îndeamnă să cultivăm toate aceste, să zic, haruri, așa cum le numește și autorul, are caracterul. Da, sora Maria Chiorean, te rog. Mulțumesc frumos, frate Dan, pasea Domnului tău și la tăți, frate, la tăți. Eu am descitit mana 4 august. Da, te ascultă. Robul Domnul nu trebuie să ne cearte, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe și plin de găduință răbdătoare să îndrepte cu blândeță pe potrivnici. 2 Timotei 2,24. Unii din poporul scump al Domnului și-au compromis mult influența lor în adevăr prin aceea că vorbind altora despre planul divin și mai cu seamă celor învățați arată prea mare încredere și siguranță în sine. Blândețea este o piatră prețioasă. Oriunde s-ar găsi și în special este de dorit ca un ajutor, ca o praște pentru adevăr. Adevărul să fie trimis cu toată forța care o poate duce, dar întotdeauna cu blândeță, umilință, forma întrebătoare de a sugera adevărul și s-a dovedit adesea cea mai plină de forță. Cu blândeță, despre blândeță am și citit aici. Da, da. Da, mulțumim. Mulțumim, sora Maria. Da, dacă cineva mai dorește să mai completeze ceva în legătură cu smerenia și blândețea, ca și definiție, ce am înțelege noi că înseamnă aceste două lucruri, smerenie și blândețe. Că poate cineva, de exemplu, și la blândețe, își imaginează că un om blând este un om care vorbește foarte calm, poate stă foarte cu minte, să zic așa, și poate vedem că nu, lucrurile nu stau chiar așa când vorbim despre blândețe,
Vedem că însuși Domnul Iisus, să zic așa, s-a mâniat când, în acel episod când a scos văzătorii din templu. Moise, cel mai blând om de pe pământ, așa cum este el catalogat de Scriptură, și el a avut lucruri de felul acesta. Și atunci să putem observa ce înseamnă și acest aspect, blândețea. Da, sora Anuță Mureșan, te ascultăm. Pace la toți frații și la toate surorile. A fi blând înseamnă a te lăsa învățat. Și smerenia, așa pe scurt, smerenia să-l vezi pe altul mai presus decât tine și să te bucuri. Atâta. Da. Acest lucru l-avem de învățat de la însuși Domnul Iisus. Așa, el nu a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci în toate s-a zmerit. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice nume. Și așa mai departe avem relatarea cuvântului lui Dumnezeu despre ce? Deci iată, smerenia Fiului lui Dumnezeu. Da. Frate Nicolae? Eu cred aici lucruri diferite, blândețea și smerenia. Domnul Iisus spune așa, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. A fi blând înseamnă a fi blând. A fi nu fie prea pretențios la drepturile tale, dar a te smeri înseamnă a te supune la nedreptate. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Nicolae. Da, mai încolo o să vedeți că chiar se tratează aceste aspecte, diferențe între smerenie și blândețe, deși ele seamănă sau cred că sunt complementare, să zic așa, totuși există diferențe între smerenie și blândețe. Și mai încolo, cu ajutorul Domnului și cu răbdare, vom ajunge și să vedem și aceste diferențe. Dar mulțumim, frate Nicolae, foarte bine punctat acest aspect și chiar în mare care sunt diferențele. Da, mulțumim. Sora Domnica, te ascultăm. Mulțumesc, eu aș invoca două texte scripturale, chiar trei, din Roman 12 cu 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. În Corinteni 1:26, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mult de neam ales. Sau în Corinteni 1:4-7, că și ce te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Mulțumim pentru aceste învățături minunate și ne dăm seama și putem aprecia ce înseamnă smerenie, ce înseamnă blândețe, mai ales în comportamentul și învățăturile Domnului nostru Iisus. Mulțumesc! Da, mulțumim, sora Domnica, mulțumim pentru aceste texte și pentru tot ceea ce putem, iată, învăța, dar mai presus decât că putem învăța. Cred că aceste lucruri suntem datori, cu cât că le știm, suntem datori să le cultivăm în viețile noastre. Da, frate Ioan Coțan, te ascultăm. Da, mulțumesc. La blândețe, eu înțeleg că e vorba. Blândețe înseamnă a fi supus lui Dumnezeu, prin orice fel de încercare. Încercări atunci când ne merge bine sau încercări experiență care eu știu, suferințe și necazuri, a fi supus lui Dumnezeu prin orice fel de experiență, liniștit. Fără, dar ele sunt legate de o la altă, smerenia și blândețea, părerea că nu pot fi separate sub nicio formă. Dar eu așa înțeleg, că a fi blând înseamnă a fi supus lui Dumnezeu. A urma calea lui Dumnezeu. A face ceea ce El îți cere.
Da. Da, mulțumim, frate Ioan Coțan. Da, cred că în relația noastră pe verticală, să zic așa, cu Dumnezeu, este exact lucrul care l-ai spus tu, dar cred că în relația noastră unul cu celălalt, și aici trebuie să ne dezvoltăm sau să manifestăm blândețe. Dacă sunt foarte irascibil și foarte repede, să zic așa, și la orice mă aprind și un spirit de, să zic așa, de ceartă sau predispoziție, cred că aceasta denotă faptul că nu cultiv acest dar care sau har care este blândețea și trebuie să am grijă și în această privință, în relația cu frații, cu cei cu care intru în atingere, cu toți oamenii, într-un cuvânt, cred că trebuie să ne dezvoltăm această blândețe, trebuie să o manifestăm. Da, sora Anastasia, te rog. Eu, dacă s-ar putea, frate Daniel, și când s-ar putea, aș avea o întrebare. Da, să vedem. Dacă aici mai aveți completare la definiția smereniei sau a blândeței, ca să putem trece mai departe. Da, frate Iosif, deja te ascultăm. Mulțumesc, pacea Domnului, la toți. Pace, pace. Cred că este foarte important de menționat că, în primul rând, smerenia este față de Dumnezeu. Așa zice Apostolul Petru, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Da. Smerenia nu ne face, nu ne pune sub talpa unor oameni care n-au pe Dumnezeu, de exemplu. Nu ne pune sub talpa unor profeți mincinoși. Nu ne pune sub talpa unor nicolaiți sau a Izabelei sau așa mai departe. Deci noi trebuie să fim luptători care nu bat cu pumnul în vânt, dar cu blândețe și sfială, zice apostolul în alt loc. Deci blândețea nu-i tocmai smerenie. Noi trebuie să ne comportăm față de semeni cu blândețe și luptători pentru adevăr, să stăm pentru adevăr. Și dacă cineva înțelege că trebuie să lăsăm, să vedem pe fiecare frate sau semen, să zic așa, mai presus de noi în ceea ce privește adevărul, să zic așa, deci lucrurile care aparțin lui Dumnezeu pentru care suntem chemați să ne dăm viața, atunci e greșit. Iisus a venit să mărturisească despre adevăr, el s-a smerit sub mâna tare a lui Dumnezeu, dar nu în fața cărturarilor și fariseilor și nici în fața învățătorilor care mergeau să-l ispitească. Și nu degeaba cineva a citat să nu ne dăm singuri înțelepți. Iisus a ajuns în situația că a zis, de unde știe omul ăsta atâtea lucruri? Cine l-a învățat? Știu eu, de ce te dai așa înțelept? Eu zic și lui, ai drac. De ce? Pentru că nu s-a smerit la ceea ce oamenii din timpul acela i-au pretins. Sau să zic așa, cum ceea ce lumea i-au pretins. Ceea ce, noi dacă ne smerim la ceea ce lumea ne cere, nu-i bine. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Iosif. Cred că fratele Iosif a atins un aspect foarte interesant. Acesta cui, în primul rând, să fie subordonarea noastră în ceea ce privește smerenia? Bineînțeles, lui Dumnezeu. Deci nu putem să ne smerim, să tăcem și să aplecăm capul când vom auzi din partea, nu știu, a lumii sau a conducătorilor religioși sau, mă rog,
tot felul de lucruri neadevărate în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, să zicem, apoi eu trebuie să mă zmeresc, eu trebuie să tac și așa mai departe. Dar, așa cum altcineva amintea, aici cred că deja intră în rol blândețea. Cum vom ști noi gestiona astfel de situații? Și atunci intră, cred că, în rol blândețea. Și atunci, dar mai este, cred că, un alt aspect în ceea ce privește smerenia. Dacă tendința noastră va fi tot timpul de a ne ridica deasupra celorlalți. Și aici mă refer acum în special în relația noastră, în relațiile noastre frățești, cu frații. Dacă tot timpul eu mă voi ridica deasupra și eu să am ultimul cuvânt și tot timpul voi face lucrul acesta, poate chiar pretinzând că fac aceasta în numele adevărului, cred că nu am o dispoziție sau prin asta demonstrez că nu am o predispoziție spre a exercita smerenie. Da, frate Morariu, te ascultăm. Da, mulțumesc, multă pace, fraților. Pace. Foarte adevărat că în Scripturi sunt diverse. Și ar trebui să înțelegem și noi exact pentru ce suntem chemați. Și Domnul este, așa cum spuneai și tu un pic mai înainte, este de fapt obiectivul principal al fiecăruia dintre noi în parte și la toți împreună, dacă îl trintim pe El și căutăm să ne îmbrăcăm cu El, pentru ca să putem dovedi că calitatea noastră nu mai este calitatea omului vechi, ci a noi creaturi. El spune în 1 Petru capitolul 2, versetul 22 și 23, cam în felul următor. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit dicleșug. Când era bajocurit, nu răspundea cu bajocuri. Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Deci principiul acesta noi l-am văzut în Domnul Iisus Hristos fără rezervă. Nu putem să spunem altfel, căci dacă ne apucăm să schimbăm lucrurile, nu este bine pentru mine. Dar dacă mă vedea în Domnul Iisus Hristos un exemplu de felul acesta, e și normal, Fiul lui Dumnezeu a ajuns să sufere totul pentru cauza și bunăstarea noastră prezentă și a lumii în curând, în viitor. Deci ce spune Apostolul Pavel Petru acolo? Exact ce spune și Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetul 3 și 4, dacă îmi permiteți. Nu faceți nimic din duc de ceartă, din slavă de ceartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să nu se uite la folosele lui, ci la folosele altora. Avem o datorie, fraților, de a să fim înțelepți și cumpătați de a echilibra lucrurile în mod sănătos, așa cum le cere Scriptura, dacă le și înțelegem. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, frate Morariu. Pe de altă parte, dacă ne gândim, de exemplu, la Domnul Iisus. Domnul Iisus, când a fost cazul, el a spus cărturarilor, fariseilor, celor care veneau să-l ispitească, el a spus multe lucruri pe față, le-a spus clar și la subiect. I-a supărat, nu? S-au supărat pentru asta. Ce înseamnă că Domnul Iisus nu a exercitat smerenie? Ba da! Dar vedem că când a fost de spus lucrurile pe nume în ceea ce privea planul lui Dumnezeu, a caracterul lui Dumnezeu, lucrurile care veneau de la Dumnezeu, el a fost foarte tranșant în această direcție. Da, frate Ioan Coțan, te ascultăm. Da, dar Domnul Iisus a fost perfect și el, de fapt, Domnul i-a cunoscut inima, a văzut că sunt tratnici, că nu în interior cum să suneau ei exterior. Și vreau să vedeți ca mormintele văruite. Dar cu ce scop? El nu înseamnă că nu a fost merit în acele prin faptul că le-a spus pe față. El a vrut să le atragă atenția al ucenicilor lui, evreilor, că de fapt ei, eu știu, supuși unor învățători care ei se țin că sunt neprihăniți, dar de fapt nu sunt fățarnici. Și eu așa am învățat din studii că de fapt Domnul a vrut să învețe, să învețe pe ucenici și pe evrei în general că de fapt nu sunt învățători adevărați, că sunt învățători falsi.
care îi duce în eroare. Și Domnul a zis că voi nu intrați în împărăție, dar nici pe cei care vor să intre pe alții n-ai lăsat. Da. Da, atât. Da, așa este, frate Ioan. Sora Maria Chiorean și apoi trecem la întrebarea surorii Nastafa. Te ascultăm, sora Maria. Mulțumesc frumos, frate Dan. Am mana din 21 iunie. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 11:29. Într-adevăr, în spiritul blând și liniștit este secretul odihnei. A fi blând înseamnă a cultiva darul răbdării, ale supunerii iubitoare la voința lui Dumnezeu, ale încrederii statornice în iubire, în grija sa, înțelepciunea sfatului său călăutoș a providențelor sale conducătoare și a urmat stăruitor această cale, reputație bună sau rea prin prejurările favorabile sau nefavorabile. Fii iubita lui Dumnezeu să se străduiască tot mai mult, să imite spiritul blând, liniștit al lui Hristos, acceptând providențele lui Dumnezeu, ascultând de poruncile și conducerea lui, așa cum a făcut Domnul, înarmat cu putere pe care numai el poate da și vrea să o dea celor care iau jucul lui și învață de la el. Mulțumesc mult! Da, mulțumim, sora Maria! Da, haideți să trecem la întrebarea surorii Năstafă. Sora Năstafă, te ascultăm! Aș dori să o repeta de mai multe ori și chiar sub citire versetului din Romani, să nu aibă nimeni despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Întrebarea mea ar fi, atunci, în comportamentul nostru, în conversațiile noastre, în atitudinea noastră, în ce formă ar trebui să știu cam cât se cuvine, ce părere să am despre mine? Cum pot să testez cuvântul ăsta, îndemnul ăsta scriptural, fiecare asupra lui și mai ales asupra mea? Aș vrea să aud gânduri. Mulțumesc! Da, sora Năstafă, să știi că aveam în gând o întrebare în legătură cu acest aspect, aproape cam același lucru aș fi dorit și eu să întreb, să medităm, o părere prea înaltă decât se cuvine, și atunci să atingem aceste două aspecte. Sora Năstafă zicea, cam cum ar trebui să fie, cam care ar fi, să zic așa, echilibru. Și eu aș mai adăuga, pe lângă aceasta ce întreba sora Năstafă, de cât se cuvine, care ar fi etalonul, că poate cât se cuvine în unele lucruri pentru mine înseamnă una, pentru un frate înseamnă alta, pentru o soră înseamnă alta. Cam care ar fi acest cum se cuvine și care ar fi acel echilibru, așa cum întreba sora Năstafă, în mulțumesc, aspect. Da, ascultăm gândurile voastre la întrebarea surorii și la completarea care am adus-o aici. Nu aveți niciun gând? Ba da, uite, fratele Ioan Coțan, te ascultăm. Dacă mai răspund cât pot. Bineînțeles, fiecare dintre noi. Avem o capacitate și cum înțelegem. Deci, te înțeleg, deci acest lucru se face comparându-ne cu alții. Altora trebuie să le dăm întâietate, trebuie să le vedem mai pe sus ca noi. Cred că acest examen trebuie să-l facem în inima noastră față de Dumnezeu și aceasta în comparație cu talanții care avem. Ne dăm seama ce putem, ce talente avem. Așa înțeleg eu. Cu ce putem? Cât putem noi să facem pentru Domnul? Ce capacitate avem? Să nu pretindem că facem nu știu cât și putem să facem nu știu cât. Nu facem și nici nu putem să facem. Cam așa, dar nu comparându-ne cu asta. Asta în inima noastră și față de Dumnezeu. Da. Atât. Mulțumim, frate Ioan.
Dar cred că e demn de remarcat acest aspect. În orice caz, nu comparându-ne unul cu altul. Pentru că dacă ne comparăm unul cu altul, ajungem la atitudinea fariseului. Eu nu sunt ca vameșul acesta sau ca păcătosul acesta. Eu fac, eu așa, eu așa. Și atunci va fi în noi un sentiment de înălțare, nu de smerenie. Și iată, vedem că dacă nu stabilim bine aceste principii, s-ar putea foarte ușor să cădem într-o extremă sau alta. Sola Domnica, te ascultăm. Și între timp aș încuraja și alți frați să se gândească la aceste aspecte. Mulțumesc. E greu de dat un răspuns complet sau atât cuprinzător la întrebarea surorii, dar aș citi un verset din 2 Timotei 2 cu 24-25. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Și acest verset este dezbătut într-o romană din 4 august. Unii din poporul scump al Domnului și-au compromis mult influența lor în adevăr, prin aceea că vorbind altora despre planul divin și mai cu seamă celor învățați, arată prea mare încredere și siguranță de sine. Deci aceasta ar fi o problemă. Blândețea este o piatră prețioasă oriunde s-ar găsi și în special este de dorit ca un ajutor și ca o paște pentru adevăr. Adevărul să fie trimis cu toată forța pe care o poate duce, dar întotdeauna cu blândețe și umilință. Acest lucruri care, din context, putem să le apreciem întotdeauna și noi avem un standard după care trebuie să ne ghidăm Domnul nostru Iisus. Așa că e greu să dăm o definiție și un răspuns al mereniei și cum să ne comportăm întotdeauna și a blândeței în orice context. E greu de spus, dar prin învățăturile noastre cred că fiecare ajungem să realizăm lucrurile acestea, ce înseamnă a ne comporta cu smerenie și cu blândețe, pentru că în alt loc pastorul Rusel spune că smerenia este un rod al iubirii, după cum mândria este un rod al egoismului. Și deci fiecare ne dăm seama de aceste lucruri. Mulțumesc! Da, mulțumim, sora Domnica. Dacă altcineva aici mai are un gând. Da, frate Morariu, te ascultăm. Da, mulțumesc, fraților. Păi, este mai greu, cu adevărat, dar nu este greu, fraților. Cum poți să-ți faci o părere despre tine ca să o ai mai înaltă decât altul? Păi știți că în Scriptură este scris în felul următor. Unuia Domnul i-a dat un talent, unuia i-a dat 2 talanți și unuia i-a dat 5 talanți. Nu care e diferența? Pentru cel care o primi mult, îi se cere. Pentru cel ce primi mai puțin, îi se cere mai puțin. Dar fiecare dintre noi și cel cu un talent, nu să se mândrească sau să se scoată în evidență, ci doar în măsura capacității de care el se bucură că a fost chemat să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu prezentă și viitoare și își aducă aportul fără să-i fie rușine în un fel sau altul. Și dacă în felul acesta, gândul acesta a ajuns să fie un echilibru între noi, spune Apostolul Pavel în felul următor. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință suntem de altă părere, Dumnezeu vă va ilumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel, nu desechilibrați, ci la fel, fraților. Și eu așa o văd, pentru că eu mă uit la mine,
niciodată n-am să învăț și să spun lucruri pe care eu nu le pot și în viața mea nu prin rădăcini. Și totdeauna am să împărtășesc cu frați și surori exact ceea ce Domnul a plantat în viața mea. Și ceea ce este cu adevărat un rod potrivit cu voia lui Dumnezeu, așa cum ne învață El, să fim plini de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, pe slava și lauda lui Dumnezeu, să fie o dovadă de netegăduit. Păi că ești înțeles, că nu ești înțeles, asta este altceva, dar în ce privește lucrurile, trebuie să fim echilibrați. Și trebuie, în ceea ce suntem la fel, să învăm la fel. Iar în ceea ce nu suntem de aceeași părere într-o direcție sau alta, Domnul va face ca așa acest lucru să se lămurească, dar toate la vremea lor, vă mulțumesc. Da, sora, scuze, mi-a fost microfonul închis. Da, mulțumim, frate Morariu. Te ascultăm, sora Viorica. Da, mulțumesc, frate. Vreau doar să aduc și eu, sunt mai multe versete, dar unul vreau să citesc numai din Roman 12 cu 3. Te rog. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun, fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțul cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și apoi acolo arată mai departe, versete 4, 5 și 6 mai multe. Dar am citit aici unul. Mulțumesc! Da, mulțumim, sora Viorica. Da, revenim la întrebarea noastră și a surorii Nastafa și la completare. Eu aș dori să ne uităm și asupra acestui aspect, că cred că e legat de întrebarea surorii Nastafa. Să nu aveți o părere mai înaltă decât se cuvine. Acest se cuvine este pentru mine un etalon. Și ce ar însemna acest se cuvine? Cât să cuvine? Cum? Cine știe ce fac și zic, așa se cuvine. Pentru mine se cuvine, dar poate pentru altcineva mă trage de mâine ca și zice, frate Dan, dar nu se cuvine să faci lucru cu tare sau să gândești așa sau să spui așa sau să te comporți așa. Ce înseamnă acest se cuvine? Și atunci cred că cumva se răspunde și la întrebarea surorii Năstafă sau la gândul ei. Dacă mai aveți aici. Da, sora Năstafă, te rog. Mă gândesc așa. Și mie mi-a fugit prima dată mintea la cele două exemple care tu le-ai zis, vameșul și păcătosul, și s-a adresat amândoi tatălui. Îți mulțumesc, Doamne, fariseu, că nimeni nu-i ca mine. Celălalt, ai milă de mine păcătosul, ai milă de mine păcătosul. Și atunci, din alt punct de vedere, practic vorbind, să zicem așa, în adunare îs diferite reguli, rânduieli. E o adunare mare. Ar fi foarte bine frații care nu au talent, cum au zis fratele Morariu, dacă nu ești înzestrat cu o anumită capacitate, nu ocupa locul și nu te îngesa acolo, înseamnă că cumva ai niște gânduri mai mult decât ai tu ca și capacitate, ca talent. Eu m-am gândit și aici. Și bine să ne analizăm, să păstrăm smerenia față de Dumnezeu. Mulțumesc! Da, mulțumim, sora Năstafă. Dacă aici mai aveți alte gânduri. Da, da, frate Ioan Coțan, te ascultăm. Da, și în legătură ce ai spus, deci se cuvine să fim ascultători de Dumnezeu. Ne-am angajat să fim ascultători de Dumnezeu, dar depinde de capacitate. Eu nu pot cu un talent să fiu atât de ascultător ca cel cu 5, că n-am capacitate. Pot să fiu. El îmi are cât pot. Și eu îmi dau seama ce pot să fac. Am talent de orator. Îmi descoperă Dumnezeu mult adevăr. Asta înseamnă că ești iubit de Dumnezeu. Dar, nu știu, trebuie să ne măsurăm după talanții pe care avem. Ce avem? Ce putem să facem? Și cam aici trebuie să ne măsurăm, să nu gândim că noi putem face totul, că de fapt noi nu suntem poate nici în stare să punem o întrebare, cum se cuvine, sau să dăm un răspuns. Capacitatea depinde de capacitate. Și
Dar trebuie să ne vedem ce capacitate avem, ce putem să facem. Și să rămânem la ce putem face, să nu ne înjugăm la un lucru nepotrivit, care nu putem duce, așa cum s-a spus. Trebuie să ne limităm la ce putem face. Dar eu, după talent, trebuie să ne măsurăm. Dar nu cu alții. Că atunci o luăm pe un drum greșit. Asta ar potrivi cu a doua parte a textului citat astăzi, potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Da. Sora Viorica Dumitru, te ascultăm. Da, frate, scuză-mă că am intervenit, dar mi-au să aminte de, nicio problemă. Un verset, l-ai pus întrebare, se cuvine. Deci, în Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Mulțumesc, frate, dacă e potrivit. Da, este un principiu și aici, da, mulțumim, sora Viorica. Frate Grigor Ioan, vrei să ne spui ceva? Că ai microfonul pornit, noi te ascultăm dacă poți. Vreau să zic că a fi smerit înseamnă să include, adică și altceva. Eu sunt pe telefon chiar acum. Am ajuns de la dializă. Nici o problemă, te auzim foarte bine. Să include și aceea anul, apoi fratele face așa, cela face așa, face așa. Ar atunci eu sunt smerit? Sau fratele să face așa, a făcut așa, amul așa? Eu sunt smerit când el a puricat pe alții și îl cataloghez și îl cercetez și... Vai de mine, oare nu face parte din smerenie? A fi, că n-am auzit ideea asta, nu face parte din smerenie a te urca deasupra fratelui și a-l analiza, așa-i face, nu știu cum, că tu ai dreptate și ești, tu ai spus un adevăr despre fratele că a făcut așa sau așa. Oare unde e smerenia atunci? Și mă gândesc că a fi smerit include foarte multe lucruri. Și nu numai asta, dar sunt unii care folosesc mult lucrul acesta. Mulțumesc frumos pentru că mi-ai dat voie. Da, mulțumim, frate Grigor. Mulțumim. Da, sunt multe aspecte, așa cum spunea fratele Grigor Ioan, în legătură cu smerenia. Da, frate Iosif, și apoi trecem un pic mai departe. Te ascultăm, frate Iosif. Da, mulțumesc. Nu știu din ce cauză, eu sunt un pic mai fricos. Mă gândesc că judecăm toate lucrurile acestea și le explicăm în așa fel încât ne punem în pericol de a nu fi cum trebuie în relația cu Dumnezeu. Și de aceea încerc să explic ce ar putea fi rău. Cred că să nu avem o părere mai bună decât se cuvine este în primul rând față de Dumnezeu, pentru că față de El suntem o nimica, dacă suntem ceva, suntem prin har și așa mai departe. Dar față de oameni, cineva a citat versetul acela, că omul lui Dumnezeu trebuie să fie în stare să învețe pe alții, nu? Apostolul Pavel zice la un moment dat, voi ar trebui să fiți toți învățători. Un om care crede că poate să învețe ceva, care știe ceva, se zice, nu te vedea tu mai presus de alții care au nevoie de învățătura aceea, este probabil periculos, pentru că depinde de învățătură. Vedem, de exemplu, dacă ne uităm la profeții din vechime, luăm pe Ieremia, el a zis că e un om cu vorbirea gângavă, nu? Nu a avut talente. Dumnezeu l-a ales să vorbească. Și sigur că oamenii din timpul acela ce au zis? Ăsta se dă prea mare, nu?
sunt lucruri care nu știu de ce, mi se pare că trebuie să mai gândim. Chestiunea cu talentele. Chestiunea cu talentele, iertați-mă să zic ceea ce cred, cred că e foarte greșită. Noi ne uităm la talente, nu la ceea ce zice omul. Ne uităm la talente, nu la adevăr, la învățătura sănătoasă sau așa mai departe. Știu că nu toți au talente, dar poate să aibă o gândire sănătoasă și cu o vorbire gângavă să ne spună, băi fraților, ceva nu-i bine. Dar n-are talent omul și atunci n-are să stea în banca lui. E bine așa? Nu cred că e bine, nu știu. Mulțumesc. Da, așa e, frate Iosif, dar nu cred că când vorbim de talente, nu înseamnă, după mine, cum gândesc eu, talent înseamnă numai de a ști să spunem la altul. Cred că un talent sau un talent poate fi chiar să încurajăm în mod tacit pe cineva sau să chiar în felul ăsta cred că ne putem pune sau exercita aceste roade. Și atunci asigur că pe de altă parte este foarte adevărat că smerenia nu înseamnă că întotdeauna voi tăcea. Deci eu smerit, păi orice a zice despre Dumnezeu, despre planul lui, despre orice lucru din cuvânt, apoi eu trebuie să tac, eu nu mă pot, că smerit. Deci sigur că aici este, cred că, un alt aspect. Da. De ce? O altă întrebare pe baza acest... Dacă, sora Năstafă, tu ai pus întrebarea, dacă mulțumesc, mai e ceva Daniel, de complex. Mulțumesc. Da. Haideți tot aici să ne gândim, chiar așa cum se pune întrebarea aici la început. Ce importanță acordă Dumnezeu acestor haruri ale caracterului, smerenia și blândețea? Hai să pun mai simplu întrebarea. De ce? Pentru ce sunt așa de importante cele două haruri ale caracterului, smerenia și blândețea? De ce? Am văzut ce înseamnă, așa cum fiecare am putut și am înțeles ce înseamnă smerenia, ce înseamnă blândețea. De ce sunt importante să cultivăm aceste haruri ale caracterului? De ce trebuie să fim noi smeriți și blânzi? De ce este așa de important înaintea lui Dumnezeu aceste două aspecte tratate aici? Sunt multe importante, dar acum ne limităm la aceste două, smerenia și blândețea. De ce sunt ele importante? Da, frate Ioan, Coțan? Și eu aș dori, dar văd că nu se îndeasă, așa că ascultăm. De ce sunt importante, păi, fără aceste două, și sigur sunt și altele, deci a fi smerit înseamnă a te lăsa învățat, dintre altele. N-am putea fi învățat de Dumnezeu dacă n-am fi smerit. Eu înțeleg că a fi blând înseamnă a fi supus de Dumnezeu, prin orice fel de experiențe. Dacă n-am fi supus de Dumnezeu, ce am fi atunci? Cum am putea să umblăm cu Dumnezeu sau să câștigăm aprobarea Lui dacă nu suntem supuși Lui? Deci se poate. Sunt foarte importante dacă vrem să fim, să umblăm cu Dumnezeu. Fără aceste calități nu se poate. Da, mulțumim, frate Ioan. Frate Grigore Ioan, te ascultăm? Da. În mâna de seară, din 24 iunie, de la jumătate, explicația în jos acolo zice: uleiul din candelă este din candelă, că o 15 ori v-a scos afară că nu au avut ulei în candele. Una dintre ele, smerenia, blândeța, sunt mai multe acolo, dacă s-ar putea citi, frate Dan. Fără de care mirele nu le va da voie să intre la nuntă, fără aceste calități. Și aceste, dacă nu le dezvoltăm,
nu vom face parte din cele cinci fecioare înțelepte. Da, eu nu mi-l îndemân, ar fi bine să citească. Da, mai spune-mi o dată, mana de seară din? 24 iunie. 24 iunie. De la jumătatea dictația jos. Ok. Citeți de aici, de la punct. Noi trăim în parusia sau prezența Fiului Omului. Fecioarele înțelepte, așa, se aliniază procesiune și intră la căsătorie. Numărul de plin va fi găsit curând și ușa va fi închisă. Toți care sunt în această atitudine de veghere a inimii, cu măsura de plin a Spiritului Domnului în inimile lor, vor fi foarte repede atrași de prima aluzie că mirele este prezent. Aceștia, curățindu-și candelele, examinând scripturile, vor discerne repede adevărul anunțului și se vor pregăti de grabă și își vor ocupa locurile ca fecioare înțelepte. Anunțul adevărului asupra acestui subiect este într-adevăr o probă, dovedind care dintre fecioarele declarate ale Domnului au un de lemn în candele. Da, și acum, în vase, și acum, spiritul corect al smereniei, răbdării, dragostei, dedicării, al interesului pentru lucrurile mirelui. Aceștia și numai aceștia sunt doriți de mire sau li se va permite să intre. Da, chiar aici pe final se numerate printre altele ceea ce fratele Grigor ne spunea. Da, mulțumim. Sora Natalia Rusu, te ascultăm. Mulțumesc frumos. Faptul că întrebarea este în ce măsură acest lucru trebuie făcut pentru Dumnezeu și pentru Domnul, înseamnă că aceste sentimente trebuie să dezvoltate încât să fim plăcuți Domnului. Așa cum s-a citit, toate fecioarele care vor fi împreună cu Domnul vor trebui să aibă aceste caracteristici. Păi, fără ele nu pot ajunge acolo. Și când să le dezvolte, dacă nu acum, în pregătire școală? Sunt oameni care prin natura lui se nasc blânzi. Atâta zi e blânzi și e cuminți că nu înțelegi. Deci atâta blândețe vedem și la noi și la mulți din frații noștri. Că blândețea îi caracterizează. Dar alții trebuie să o dezvolte. Și sigur, pentru că amândouă s-o citit aici că sunt cele care îl pot aduce cinste Domnului și este verset care zice când nu am fost smerit, rătăceam. Deci nu e posibil dacă nu ești smerit să fii bine, chiar dacă tu te crezi ceva și la toate răspunsurile. O, eu așa înțeleg, eu așa gândesc, eu și peste tot eu. Și eu așa de tare le dezvolt, voi să mă credeți pe mine că este așa. Dar acest lucru este un lucru neplăcut Domnului. Pentru că noi vom lua din ceea ce primim de la El, că n-avem nimic și ni le asumăm nouă. Dacă noi le-am primit în mod gratuit de la Domnul și ne pune să le dezvoltăm, să le trăim, nu ne putem lăuda că ne aparțin nouă. Și așa nu vor putea niciodată nici biserica să subestimeze pe Domnul în tot ceea ce a făcut, ca și când ar avea cine știe ce calități de blândețe și de smerenie. Și apoi blândețea asta de multe ori este neadevărată. Așa frumos poți să spui și să spui de blând și când colo nu aceea să avem în inimă. Și nici smerenia suficientă și aici putem greși foarte mult în fața Tatălui și a Domnului. Și atunci ne tot învață. Smerenie, blândețe, smerenie, blândețe. Înțelegeți-o, practicați-o, faceți-o. Dacă vreți să fiți cu Domnul, dacă vreți să fiți apreciați de Tatăl și de Domnul și dacă vrem să ajungem acolo. Dar în practica vieții se vede că foarte multe lucruri le avem din moștenirea noastră pământească, care nu totdeauna este ceea ce se potrivește cu ce ne cere aici. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim, sora Natalia. Da, frate Ghiță Toșa, te văd cu microfonul pornit, te ascultăm. Pacea Domnului. Pace. Te ascultăm, frate Ghiță. Mi-a luat aer să pot vorbi.
Am înțeles. Am crezut că nu te auzim. Am crezut că... Da, spune. Domnul nostru Iisus Hristos, care este învățătorul nostru, a avut aceste calități, smerenie și blândețe. Și de la sine înțeles că dacă el le-a avut, și noi trebuie să le avem. Voi citi trei versuri de la Matei 11:28-30. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da o dignă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Deci, repet, de la sine înțeles că dacă el a avut aceste calități și noi suntem în supuși elevii lui în școală, noi trebuie să le avem. Mulțumesc! Da, mulțumim! Este fără doar și poate. Sigur, el este exemplul nostru, el este întâi mergătorul înaintea noastră și sigur că noi toate acestea trebuie să le și noi să le avem. Dar bineînțeles, cum amintea un frate că el a fost perfect, sigur, fără păcat și așa mai departe, cunoștea inimile. Deci sunt diferențe pe care trebuie să le luăm ca atare între Domnul Iisus și noi. Da, frate Morariu, te ascultăm. Dacă ar trebui să fie legăturile noastre unii cu alții, cum ar trebui să fie procedura exact a felului în care noi spunem? Și mi-este cumva cu greutate să spun, dacă m-am îmbrăcat cu Domnul Iisus Hristos, cum zice Apostolul Pavel în Roman 13:14, calitățile mele nu mai depind de calitățile vechei creaturi. Și ordinea aceasta cere vechi sau iată că toate lucrurile s-au făcut noi, cum spune tot Pavel în capitolul 5, versetul 17 din 2 Corinteni. Dar care trebuie să fie relația noastră unii cu alții pentru ca să putem să simțim că și cu adevărat ținuta noastră este corespunzătoare înaintea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos și este vie? Uite ce zice Apostolul Pavel, adică iertați-mă, Apostolul Petru, capitolul 5, din 1 Petru, versetul 5-6. Trebuie să înțeleg dacă acestea cu adevărat sunt suportul stabilității și înțelegerii între noi față de lume, cu totul altceva. Noi să trăim în pace cu toți oamenii, mai cât atârnă de noi, nu mai mult. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. E ceva deosebit. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Versetul 6 spune, aici nu mai cred că eu mai pot să amestec sau să mai adaug ceva, nu. Eu mă gândesc dacă acestea au prin rădăcini adânci în inima și în mintea mea, pentru ca să pot să le îndrăbnițească răspunzător, atât cât să fie înțelegerea lucrurilor unii cu alții, așa după cum am citat. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El se va înalță. De ce trebuie toate aceste lucruri? Pentru că va veni un timp când vom fi luați. Și dacă El va vedea de bine că am corespuns cu ceea ce de fapt El nu da ca indicatorul neacel fratele Ghiță, căci Domnul este de fapt punctul esențial a tuturor celor spus în Scripturi, să învățăm de la El, atunci îmi caut să mă scot în evidență pe mine însumi și caut pentru ca reflectorul acesta, lumina aceasta, care este Domnul Iisus, să strălucească în viața mea, așa cum ne cere Scriptura, într-o lume care o trăim și vedem care este calitatea ei, conform spuselor în Scripturi de Pavel, când zice că în Filipeni 2:14, 15 și 16, acolo arată felul în care este lumea în care noi trăim acum.
Dar pentru aceasta trebuie să fim foarte atenți de ce Dumnezeu vrea ca legăturile noastre să fie într-o unitate și nu altfel. Pentru că numai așa vom primi har și vom dovedi că am înțeles că și cu adevărat am trăit după un principiu exact, fără cusuri, care este Domnul nostru. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, frate Morario. Da, sora Maria Sandu și ne vom apropia de încheiere. Frate Dan, putem aborda și al doilea paragraf, nu? Da, sigur, sigur. Dacă îmi dai voie să citesc ultima parte a paragrafului 2, mi se pare interesant. Pentru mulți este o lucrare de o viață să-și cucerească prea înalta lor apreciere de sine, să-și cucerească, deci să ne gândim la aspectul ăsta, prea înalta lor apreciere de sine și să obțină spiritul unei minți sănătoase în privința talentelor proprii, dar în această muncă de corectare a mândriei lor sunt ajutați de cuvintele învățătorului care spune: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Sunt ajutat și de cuvântele apostolului care declară că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har, favoare celor smeriți. Smeriți-vă deci sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru că la timpul potrivit El să vă înalțe. Și câteva versete acolo arată. Da, mulțumim, da. Interesant. Este un principiu acolo. Este un principiu acolo foarte clar arătat în Scripturi. Cine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Vis-a-vis de ceea ce întrebam, de ce este important să dezvoltăm aceste haruri, al daruri, smerenia și blândețea. Da. Mulțumim, sora Maria. Da. Domnul să ne ajute să putem să manifestăm aceste daruri, smerenie și blândețe, pentru că ele sunt de o importanță covârșitoare și să știm întotdeauna cum, unde și cu cine să le putem pune așa cum trebuie în practică. Vom da citire manelor de seară, așa cum manei de mâine dimineață, așa cum obișnuim, 18 iulie și apoi cea de seară de azi. Dar să știți că în zilele din urmă vor fi timpuri grele, că oamenii vor fi trădători, obraznici, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 2 Timotei 3, 1, 2 și 4. Creștinul adevărat nu este obraznic, în ghilimele. Dimpotrivă, este decapitat în mod simbolic prin consacrarea sa Domnului. El și-a pierdut capul, a renunțat la voința sa proprie și la propria sa conducere și ca membru al corpului lui Hristos s-a supus controlului absolut al lui Iisus, capul. Creștinul adevărat, în toate afacerile vieții, atât în cele plăcute cât și în greutăți și încercări, cere conducerea de la cap pentru a ști ce și cum să lucreze sau să vorbească, pentru a avea chiar și gândurile minții sale în deplină conformitate cu voința lui Dumnezeu în Hristos. Mana de seară, 17 iulie. Aduceți-vă însă la casa visteriei toate zeciuierile, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi o binecuvântare. Maleahi 3:10. Este de datoria noastră, dragi prieteni, să ne uităm în jurul nostru, să observăm în ce măsură am fost credincioși legământului nostru de jertfă și să ne amintim că aceasta nu este o jertfă de o zi sau de un an, ci chiar până la moarte. Încă puțin și încercările se vor sfârși, dar până când acel puțin timp va trece, noi suntem în timp de încercare și El ne dovedește, fie demn, fie nedemn, de favorurile glorioase pe care le căutăm, binecuvântarea principală, conmoștenirea. Dacă o apreciem sau o căutăm în felul Domnului, să vedem în ce măsură există alte lucruri în viața noastră pe care le-am putea da Domnului și pe care El le-ar accepta, nu prin vrednicia faptelor sau a jertfelor, ci prin meritul lui Hristos.
Să căutăm ca zilele și orele, pe măsură ce trec, să fie cheltuite într-un mod consacrat. Să observăm în ce măsură petrecem momente și zile într-un mod egoist. Sau le irosim pentru alții, peste cerințele rezonabile ale datoriei, așa cum sunt ele marcate în cuvântul divin. Să vedem în ce măsură ne îndeplinim angajamentele făcute Domnului. Să observăm ce timp sau influență sau bani folosim în serviciu divin și în ce raport este acesta cu întregul. Mulțumind încă o dată Domnului și pentru această seară și rugându-L să ne ierte dacă în ceva și în această seară nu am fost întru totul prin intervențiile noastre, gândurile noastre, vorbele noastre după voia Lui, deși unul care este cântarea din mană, iar după cântare o soră și un frate aș dori să ne conducă în rugăciune. Dacă sora Lidia David și fratele Grigore Ioan, dacă ne pot conduce în rugăciune. Inside.